Europa pare că a depășit valul 3 al pandemiei, iar situația critică generată de infecția cu virusul SARS-CoV-2 pare că se îndreaptă pe drumul cel bun, fiind din ce în ce mai bună în tot mai multe țări. Acești pași mari spre normalitate oferă populației speranță, iar din ce în ce mai mulți și-au făcut curajul să-și plănuiască vacanța din acest sezon. După mai bine de un an în care foarte puțini au fost cei care au trecut granița, iar cei care au reușit au fost cu opțiuni limitate în ceea ce privește destinațiile de vacanță din cauza restricțiilor în vigoare. Vara aceasta însă este mult mai permisivă. Totuși, situația rămâne una volatilă. La acest moment nu se știe încă dacă va fi implementat acel certificat verde european și nici la ce va servi mai exact. O altă problemă ar fi creșterea cazurilor de COVID odată cu relaxarea, situația în care fiecare stat poate impune oricând noi restricții. Astfel, românii încă sunt reticenți, însă comparativ cu anul trecut, numărul rezervărilor este unul mult mai mare. La nivelul județului Gorj, conform reprezentantului unei agenții de turism, predomină rezervările pentru litoralul Mării Negre. În topul preferințelor gorjenilor se pare că în continuare este stațiunea în Mamaia. Putem să spunem că am început sezonul, s-a intrat deja în sezon, dar noi după această nenorocită de pandemie am plecat și noi, deci putem să spunem că suntem într-un proces de rezervări mult mai bun ca anul trecut. În momentul de față sunt foarte multe rezervări pe litoralul românesc al Mării Negre, începând de la Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud. Chiar astăzi am făcut câteva rezervări la Olimp, un hotel de mare clasă. Și deci sunt rezervările, facem rezervări în continuare, mult mai mult bune, mai multe ca anul trecut. În ceea ce privește rezervările pentru un sejur în străinătate, gorjenii optează pentru Bulgaria, fiind țara care nu impune la intrare turiștilor nici prezența unui test PCR, nici a adeverinței care să ateste vaccinarea. Deja turiștii noștri care merg deja pe Bulgaria de ani de zile, anul trecut au stat acasă, dar anul acesta au venit din nou pentru rezervări și merg în Bulgaria. După, nu știu dacă știți, dar toți turiștii trebuie să știe că bulgarii în momentul de față sunt, deci Bulgaria e singura țară din lume, din comunitatea europeană și din spațiu european, care în momentul de față primește turiști, Bulgaria, deci primește turiști fără vaccin sau testul PCR. Turcia permite și accesul turiștilor în țară, însă doar cu adeverința de vaccinat sau cu testul PCR negativ. Mai mult, anumite stațiuni turcești vin în această perioadă cu oferte și reduceri de până la 70%. În Turcia, în stațiunile lor din Antalya, Lara, Belek, Kemer, sunt foarte multe rezervări făcute. În Belek, în momentul de față, sunt două sau trei hoteluri care de 4 și 5 stele care au o reducere de 70% în momentul de față. Deci înscrierile în cursul acestei săptămâni sunt reduceri de până la 70%, deci undeva de la 2200 la 1100 de euro, care e o chestie extraordinară. Prețurile în cea mai căutată stațiune de la malul Mării Negre din România, Mamaia, variază în medie de la 680 de lei pe 5 nopți de persoană la un hotel de 3 stele, la 3200 de lei pentru 5 nopți pentru unul de 5 stele. Prețul diferă însă și în funcție de perioada aleasă.